Bună ziua, bine v-am găsit! La ora asta, când vorbim, se acordă sinecuri pe bandă rulantă, pentru că e ziua premiilor de consolare. Bode a fost numit vicepreședinte al Camerei Deputaților, ca să nu se supere că n-a intrat în guvern. Ciucă, după cum știți, e președinte la Senat, călduț, relaxant. În momentul acesta sunt în curs audieri ale miniștrilor guvernului Ciolacu, urmează Raluca Turcan la cultură, urmează și Budăi la Ministerul Muncii, Budăi atât de bun încât n-a putut să fie schimbat, dar totul se desfășoară lin, fără surprize, toți primesc avizul fără emoții, ne uităm și noi la perlele pe care le scot și la angajamentele patriotice pe care și le iau. E la mare modă patriotismul în aceste zile. Proaspătul premier desemnat, Ciolacu, zice că nu mai vrea să fim sclavi și ne îndeamnă să fim patrioți, să cumpărăm produse românești. Dar nu e suficient să ne îmbrăcăm cu ie, să mergem la supermarketul german sau belgian. Trebuie să existe produsele la românești, accesibile cumpărătorilor, că dacă ne decidem de mâine să cumpărăm românește, n-avem de unde. Nu există, n-avem posibilități, n-avem alternative. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, ni se alătură economistul Adrian Negrescu. Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Dragoș Frumosu, Sind Alimenta. Bună ziua, domnule Frumosu, mulțumesc mult pentru invitație. Sărăzmâna, mulțumesc și eu. Domnul Frumosu, păi ar trebui să vă crească inima, dumneavoastră ne tot spuneți că e cazul să fim... ni se alătură și domnul Ion Arion, reprezentant al fermierilor. Bună ziua, domnule Arion, președinte ProAgro. Bună ziua, mulțumesc, bună ziua, pentru, mulțumesc mult pentru intervenție. Spuneam, domnule Frumosu, că ar trebui să fiți, să săriți în sus de bucurie, că dumneavoastră ne tot îndemnați să cumpărăm românește, dar n-avem de unde, domnule Frumosu, că în supermarketuri nu găsim, cele câteva produse românești pe care le găsim sunt făcute tot așa de branduri mari, iar calitatea lor e de multe ori, nu știu, îndoielnică. Să știți că de când am auzit această declarație îmi bate inima atât de tare încât sunt nerăbdător să văd și produse românești pe rafturile magazinelor, pentru că astăzi 70% sau chiar mai mult de 70% din mărfurile alimentare de pe rafturile hipermarketurilor vin din import. Mai mult decât atât, chiar într-o emisiune la postul dumneavoastră de televiziune am solicitat și am cerut o chestie de solidarizare, dacă pot spune așa, sau am făcut un apel, mai corect spus, către toți primarii din București pentru a ne oferi posibilitatea ca într-un spațiu, o piață dezafectată, să aibă posibilitatea ca producătorii să vândă, producătorii autohtoni să-și vândă marfa acolo. Din nefericire, nu am primit niciun fel de răspuns până acum sau nici măcar să simțim dorința vreunui primar din capitală că poate să se preocupe de așa ceva. Deci lucrurile nu stau bine și astfel de promisiuni le auzim de zeci de ani. Mărfurile românești, din nefericire, lipsesc. Avem legi care ne pun piedici, dacă vreți, în aducerea mărfurilor românești pe rafturile magazinelor. Sunt tot felul de taxe, tot felul de procente care se aplică, astfel încât românașii noștri nu prea au acces în aceste magazine. Dar eu sper altceva și poate vă spun pentru prima dată pe postul de televiziune, pentru întâia oară după zeci de ani, o mare parte a producătorilor agricoli, a procesatorilor și a antreprenorilor și-au dat mâna într-o alianță a agricultorilor și a antreprenorilor și poate așa împreună reușim să facem ceva. Pentru că dacă așteptăm de la actuala clasă politică, eu cred că sunt numai promisiuni pe care le auzim, așa cum am spus mai devreme, de foarte mulți ani de zile. Și vreau să vă dau un exemplu. Să mă ierte Dumnezeu. PSD-ul a fost la guvernare și până acum, chiar dacă primul ministru a fost de la PNL. Aceleași promisiuni le auzim tot timpul și nu cred că acum se vor schimba lucrurile, pentru că până la urmă soarta noastră se hotărăște tot în cadrul acelei alianțe. Faptul că primul ministru este de la PSD, eu nu cred că dacă ne promit că vor crește pensiile, dacă ne promit că vor crește salariile, salariul minim, dacă ne promit că vor scade taxele pe salarii care sunt cele mai mari din Europa, vor fi divergențe. Oamenii ăștia nu prea au tras la poartă și nu prea trag la poartă, dacă pot mai plastic, pentru că interesele sunt, din punctul meu de vedere, cu totul și cu totul altele. Deci adică, așteptăm. Da, Adrian Negrescu, ieșiți din spuma mării, noua conducere inventează apa caldă și mersul pe jos.
Și ne povestesc încă o istorie din bazmele românilor, ca să zic așa, pentru că cred că suntem campioni mondiali la realizat proiecte, planuri și tot fel de strategii, da? de dezvoltare, de susținere a economiei, dar care rămân, din păcate, pe hârtie. Cred că e și o cercetare sociologică acolo, că prea spune toată lumea, spunem și noi, domne, suntem sclavi, ne-am săturat să fim sclavi, vine domnul Ciolacu, spune, gata, nu mai sunteți sclavi. Da. Aș fi vrut să văd, poate măcar de data asta, un studiu de impact legat de măcar de două, una, nu una, măcar de o singură măsură din programul ăsta de guvernare, să fi venit domnul Ciolacu sau nou ministru al finanțelor să fi zis, uite, asta este situația în ceea ce privește această măsură. Uite, ne propune chestia asta și asta este return investment-ul, da? Adică băgăm niște bani în economie și ne așteptăm să primim atâta. Adică un studiu de caz, niște chestii concrete, ca așa la sloganuri, suntem campion mondial, da, ne pricepem foarte, foarte bine. E o poveste reîncălzită, e o culegere de bune intenții programul ăsta de guvernare și nimic altceva. Cum au fost și celelalte programe de până acum. Pe hârtie v-am zis, cred că este cea mai, sunt tigrul Europei, tigrul acestui continent. Da, și asta e interesant, pentru că în toată Europa e îngrijorare în legătură cu perspectivele economice. Sunt țări care vorbesc despre recesiune. Ori la noi se promite de parcă urmează ani de prosperitate, de lapte și miere, bazându-ne pe ce? Domnul Ciolacu ar trebui să fie mai atent cum peticește bugetul ăsta și să fi fost atent să nu-i povestit ce măsuri va lua pentru a găsi fonduri pentru creșterea salariilor profesorilor, pentru acoperirea deficitului bugetar, pentru rezolvarea tuturor problemelor care țin de finanțarea practică. Uite, Adrian Negrescu, îți propun să ne întrerupem puțin. Noul ministru de finanțe, dacă nu știați, domnul Boloș e noul ministru de finanțe, face declarații, le ascultăm. La baza elaborării bugetului pentru anul 2022, când aveam o rată a inflației de 16,4%, s-au schimbat și era de așteptat să avem această încetinire a încasărilor la buget. Sigur că noi trebuie să venim cu un plan de măsuri pe care l-am și precizat în timpul audierilor, care va fi însoțit de prima rectificare bugetară, pentru că noi avem și un angajament la nivelul Uniunii Europene, acela de a ne încadra într-o țintă de deficit bugetar de 4,4% din PIB. Și, sigur, aici, pe lângă cunoscutele metode de accelerare a încasărilor la bugetul de stat, cred că în momentul de față trebuie să folosim eficient sistemul de facilități fiscale și, desigur, să folosim de asemenea eficient sistemul de deductibilități fiscale. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă anumite facilități fiscale din IT, construcții. Păi aici este, cum am spus, o perioadă de timp în care vom analiza sistemul de facilități fiscale pe care îl avem. Este un sistem de facilități fiscale extrem de consistent pe care îl are România. Da, Adrian Negrescu, revenim la discuția noastră. Ce blestem pe domnul Boloș, cel care le atrăgea atenția miniștrilor din precedentul cabinet. Aveți grijă la deficit, aveți grijă că Uniunea Europeană vrea tăieri serioase, că sunt cu ochii pe noi. Acum le-au dus la finanțe în partea cealaltă, ca să facă ceea ce el atrăgea atenția că trebuie făcut. Da, ministrul voucherilor, pentru că domnul Boloș cu asta s-a remarcat în ultima vreme cu acordarea unor vouchere de fonduri europene. Sper ca Ministerul Finanțelor să nu devină Ministerul Voucherilor Naționale, ca să zic așa, și într-adevăr domnul Boloș să găsească soluții, pentru că într-adevăr deficitul bugetar e deja la 1,72% din PIB, în care în condițiile în care noi pe tot anul ne-am asumat un deficit de 4 și ceva. Păi, asta înseamnă că trebuie să tai de undeva din cheltuieli sau să stimuleze economia să producă mai mulți bani, adică să ajungă mai mulți bani la bugetul de stat din taxe și impozite. Dar uite, astăzi de la INSE am aflat o chestie foarte interesantă. Producția industrială a scăzut cu peste 4,7% în primele 4 luni. Comerțul cu amănuntul scade și el în premieră în ultimii ani, scade în luna aprilie față de luna precedentă. Deci economia frânează, economia se duce în recesiune și noi vorbim de planuri, de creșteri, de venituri, de să dăm mai mulți bani, să dăm... Păi de unde? Poate din împrumuturi sau din creștere de taxe? Și mi-e teamă că la asta, această ultimă soluție vom ajunge. Domnule Arion, dacă producția scade și România a început să nu mai consume, că nu mai au bani,
și nici nu prea mai au așa chef să risipească ceea ce au pus deoparte sau ceea ce câștigă lună de lună. De unde să fim noi patrioți dacă nu producem nimic și nu avem nici măcar mâncare românească de cumpărat în supermarketul de lângă casă? Din păcate, dacă industrie grea nu mai avem sau industrie de prelucrare și așa mai departe nu mai avem, am fi avut partea aceasta a economiei, ramura aceasta a economiei de agroindustrie, și aici nu ne referim doar la partea de vegetal. Încă mai aveam facilități de procesare primară sau procesare pentru produse finite, dar și mai grav este azi, pentru că noi nu mai avem acces la piață și acces la finanțare. Sunt cele mai mari probleme ale acestei ramuri a economiei. Dacă putem produce materie primă, nu o putem industrializa pentru că nu avem desfacerea cât de cât la îndemână. Faptul că azi retailul controlează foarte mult din tot ceea ce înseamnă piață de retail, piață cu amănuntul, cred că se ajunge undeva la 80%, ne face să nu facem următorul pas. Noi, ca și producători români, și haideți să dați-mi voie să nu cred în ceea ce spune domnul viitor prim-ministru, domnul Ciolacu, pentru că oricât am vrea noi azi, multinaționalele decid ceea ce se întâmplă pe piața agroalimentară din România, inclusiv prin ceea ce înseamnă și se numește brand propriu. Este o crimă pentru producătorul local. Exact, numai puțin, opriți-vă puțin, vă rog frumos, pentru că ați spus un lucru foarte interesant. Îl constatăm cu toții, dar revenim la această încercare a supermarketurilor de a pune mâna și pe produs în România, chestiunea asta produs în România. Îl auzim pe Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, care face declarații. Un rating mai bun de țară, în același timp dobânzi mai mici, o finanțare mai bună pentru întreprinderile mici și mijlocii din România în măsura în care dobânzile vor scădea, deci de aici numai beneficii. Patriotismul economic înseamnă ca poate și o diminuare a inflației, pentru că atunci când a început puseul inflaționist, dacă ne aducem bine aminte, a fost generat de fragilitatea lanțurilor de aprovizionare globale. Și atunci ideea foarte simplă este că trebuie să producem mai mult în România, de calitate, astfel încât să fim competitivi. Lucrul acesta va avea un impact major asupra întreprinderilor mici și mijlocii din România. Da, dacă nu vă place cuvântul ăsta patriotism, eu vă sfătuiesc să cumpărați lămâie multă. Lămâia nu e de producție internă, că îl veți Laura, auzi... Să produce mai mult în România, în condițiile în care avem cele mai mari prețuri la energie și gaze din regiune, adică le menținem sus, ridicate. Costurile de producție sunt uriașe în România, raportat la ceea ce se întâmplă în Polonia, Bulgaria sau Ungaria. Adică... Da, și toată lumea nu face decât să ceară. Și în piața asta a medicamentelor, toți cer, avem nevoie de măsuri, avem nevoie să producem. Spuneați, domnule Arion, o chestiune interesantă mai devreme, că dacă mergem la supermarket apar aceste branduri proprii ale supermarketurilor care încearcă să ne atragă. Vedeți că astea sunt din România, sunt bune, calitatea lor e deseori îndoielnică și sunt de fapt lovituri date producătorilor români. Din păcate, aceste mari multinaționale sau hipermarketuri au început să acapareze producători locali, le sting practic brandurile ca și denumire, și sub brand propriu al multinaționalei apar tot felul de produse. De cele mai multe ori, așa cum a spus dumneavoastră, au și calitate îndoielnică, dar asta face ca să fie o concurență directă pentru cei care au reușit până acum să-și creeze o rețea, să-și creeze un brand propriu. Sunt regiuni ale României unde aceste branduri românești au reușit să pătrundă, însă ușor le-a fost închisă ușa în nas pe oriunde au vrut să se dezvolte, și aici ne referim la piața de retail. Azi controlează absolut tot ceea ce mișcă în agricultură și procesare din agricultură, pentru că această ramură de procesare de agroindustrie ar fi putut să susțină ceea ce înseamnă deficitul de balanță comercială pe produs alimentar foarte bine, pentru că aceste branduri și lanțuri scurte au darul de a stopa majorarea de preț, pentru că azi suportăm o majorare de preț exagerată, după părerea noastră, pentru că la fermă, la poarta fermei, produsele care pleacă ca fiind brute sau semi-procesate din fermă au prețuri din ce în ce mai mici,
Nu degeaba fermierii au ieșit în stradă, nu degeaba se închid unități de producție, dar ceea ce este mai grav este că avem unități de procesare sau de producție pe bani europeni construite, facilități moderne, ultramoderne, care stau închise pentru că nu au acces la piață. Pur și simplu, dacă vrei să scoți un produs de orice fel, prima dată trebuie să te gândești unde îl vinzi, cine ți-l cumpără sau unde îl expui. Ori neavând acces la această piață, nu poți să treci mai departe și de aceea ne vom adânci în deficitul de balanță comercială pe produsele alimentare. Părerea mea este că ceea ce se întâmplă cu porcul se va întâmpla cu vaca și va urma. Adică vă referiți la scumpiri? Nu numai scumpiri. Nu, la faptul că importăm 85% din carne de porc. Și închidem facilități pe zi ce trece, adică fermele de porc se închid pe fondul pestei porcine care nu a fost eradicată, fermele de vaci de lapte se închid pentru că laptele la fermă în continuare scade la preț, iar la raft rămâne foarte sus, este aproape cel mai scump, sau este cel mai mare ecart între fermă și raft din Europa. Da, și oamenii ăștia vorbesc despre patriotism economic. Poate vă cheamă la discuții, să-i treziți, că nu e totul despre slogan electoral și despre vorbe goale. Domnul Frumosul, am auzit pe ministrul agriculturii, noul ministru, care spune că nu știe cât e salariul minim în agricultură și mai zice ceva că ar trebui interzise mierea și nu mai știu ce din Ucraina. Nu știu în ce măsură se poate interzice cu totul importul de miere din Ucraina, de exemplu. E așa neimportant cât e salariul în agricultură? Păi, dacă actualul ministru, care a fost și președintele Comisiei pentru Agricultură până ieri, nu cunoaște că există o lege și salariul minim în agricultură este de 3.000 de lei și niște taxe mai mici, la fel ca în construcții, atunci lucrul ăsta mi se pare identic cu declarația unui fost prim-ministru care nu știa cât e prețul unei pâini. Păi da, dar nu mânca pâine, asta e. Bă, probabil, da. Dar totuși merge la cumpărături, mi se pare incredibil. Trăim în România și totuși suntem cu toții și familii și trebuie să mâncăm până la urmă să faci cumpărăturile. Dar, sigur, este trist. Problema mare este, vis-a-vis de ce a spus și până acum, că există situații la unele dintre marile rețele comerciale când inclusiv reușesc să adune și niște legumicultori ca să ne vândă roșii românești. Ori noi nu reușim să-i asociem pe oameni ăștia. Mai mult decât atât, vorbeam despre lanțul scurt, care într-adevăr ar putea aduce o plus valoare destul de mare din punct de vedere al mărfii vândute către marile rețele comerciale. Dar noi, prin legea pe care o avem, am pus căruța înaintea boilor, înaintea cailor, pentru că în momentul de față nu există niște depozite ca astfel încât producătorul să aducă marfa la depozitul respectiv și de acolo să plece pe lanțul scurt către vânzare. Adică lucrurile sunt incomplete, lucrurile s-au făcut într-un fel, dar nu au un capăt, un sfârșit, fiindcă eu cred și ajung la concluzia că nu s-a dorit lucrul ăsta, ținând cont de faptul că sunt neterminate. Adică este inadmisibil să poți să ajungi într-o astfel de situație și de fapt să nu poți să îți vinzi marfa care rămâne. Ce a făcut România? Ce au făcut guvernele României până astăzi? Astfel încât România să nu mai exporte materie primă și să vindem produs finit, să creăm locuri de muncă. Noi exportăm materie primă și importăm produs finit. Deci suntem o țară a nimănui. Deci iertați-mă, sunt niște politici elementare pe care ar fi trebuit să le cunoască și să fi venit cu niște facilități, cu niște forme de sprijin, astfel încât să producem mai mult, să creăm locuri mai de muncă mai multe, să vindem produsele noastre finite, nu să vând griu și să import făină din Ungaria și mai știu ce state, nu să ajung în situația încât 15% din carnea de porc necesară în România să o produc în țară și 85% să o import, nu să n-aplic o lege deja în funcțiune de ani de zile care ar fi permis finanțarea unor ferme pentru creșterea scroafelor de reproducție și să import scroafe de reproducție din Germania pentru care dau absolut absurd de euro în loc să o cresc în țară cu 50 de euro. Adică sunt lucruri care pur și simplu pun piedici unei funcționări normale pentru agricultură și industria alimentară. Adrian Negrescu, PSD-ul a avut Ministerul Agriculturii în ultimii ani.
Acum, vedeți, acest guvern apare deodată cu știrile de la Institutul Național de Statistică, care arată că mâncarea a crescut cu peste 20%. De ce neapărat nevoie ca premierul să se agațe de aceste noțiuni, patriotism economic, să cumpărăm românește, când de fapt ele sunt niște puncte nevralgice în momentul ăsta? Adică dacă știi că situația e așa praf, mai bine eviți subiectul, vorbești despre altceva și când ai ceva concret de comunicat, vii atunci. Nu, despre ce, de ce se agațe de alte subiecte? Pe fonduri europene suntem jale, nu reușim să adunăm banii europeni. Pe susținerea economiei suntem singura țară din Europa care a crescut taxele în perioada de criză. Pe zona de investiții în transportul, în infrastructură, anul trecut am inaugurat 13 km de autostradă și anul ăsta cu mare efort s-ar putea să inaugurăm vreo 80. Alte domenii nu prea facem performanță, ca să zici. Motiv pentru care trebuie găsite niște sloganuri de genul ăsta care să prindă la publicul țintă. Și publicul țintă al premierului Ciolacu este probabil pensionarul, bugetarul care abia așteaptă să-i crească și lui salariul cu 25% și care vede economia liberă, adică sectorul privat, ca pe o vacă de mulți. Și cum vede, din păcate, cred că o vede și domnul Ciolacu, dovadă faptul că vine din nou cu aceste fumigene, cu aceste idei legate de supraimpozitarea firmelor care fac afaceri mai mari de 100 de milioane de euro în România, creșterea impozitului pe dividende și cine știe ce alte taxe vor mai inventa în perioada asta cât se vor afla la guvernare. Hai să le dăm un check înalt. Sper ca măcar 10% din ce și-au propus în planul ăsta de guvernare să facă, adică măcar să aducă banii europeni în țară, pentru că dacă aduc banii europeni în țară, la economia asta cât de mică și fragilă este, s-ar putea să influențeze și să menținem economia pe linia de plutire. Dar, din păcate, nu prea vin banii europeni. Păi da, dar cine? Domnul Căciu, performerul de la finanțe, trebuie să aducă banii europeni acum? Da, e o bună întrebare. Nici domnul Boloș n-a performat în domeniul respectiv. Domnul Boloș s-a făcut remarcat în toată perioada asta doar prin faptul că lansa de la în fiecare lună tot fel de vouchere pentru tot fel de categorii sociale. Nu cu vouchere salveze economia, trebuie să vii cu proiecte concrete și să absorbi banii europeni, că nu sunt mai 30 de miliarde din PNRR, mai sunt încă vreo 50 de miliarde care așteaptă să fie absorbiți în România. Eu lucrez cu fonduri europene, sunt implicat în mai multe proiecte. Știți cât de mare e birocrația și cât de greu să plătesc banii de la autoritățile de management către companii. Durează luni de zile să-ți recuperezi o factură, să-ți recuperezi banii pe factură. Cred că ăsta ar fi primul lucru care domnul Căciu ar trebui să-l facă, să simplifice modalitatea de derulare a proiectelor europene, în așa fel încât dacă vrei într-adevăr să dezvolți o afacere pe fonduri europene, să te miști foarte repede și să statul să te ajute, nu să-ți pune piedici în cale pentru a accesa banii europene. Da, și în lunile astea în care aștepți banii din fonduri europene, trebuie să scoți bani din buzunar. Ori bani din buzunar, clasa de mijloc nu prea are pentru a face, asigura rulajul finanțelor până când vor primi ei banii din fondurile europene. Va avea, o ultimă întrebare pentru tine, Adrian Negrescu, va avea clasa de mijloc ceva de câștigat pentru că a suferit lovituri, trebuie să recunoaștem, destul de serioase cu liberalii la putere. Sau au avut speranța că liberalii le vor proteja interesele, că asta era tradiția electorală, clasa de mijloc vota liberalii, dar n-au făcut altceva decât să-i saboteze. Poate Ciolacu va fi mai departe a clasei de mijloc. Singura speranță e să nu mai umble din nou la inflație, adică să nu mai crească prețurile din pix la energie și gaze în preajma sezonului de iarnă, în așa fel încât să stimuleze inflația ca să adune bani la buget. Sper ca măcar prețurile să rămână la un nivel cât de cât acceptabil, în așa fel încât să ne putem, pe baza veniturilor pe care le avem, să ne proiectăm cât de cât o viață decentă în România. Dar mi-e teamă că e o misiune aproape imposibilă. Statul va trebui să facă ceva pentru a aduna bani la buget și ori va crește taxele, ori va da din nou drumul la inflație. Domnule Arion, se vorbește în proiectul ăsta al lui Marcel Ciolacu și despre o scădere a prețurilor la alimente în general, când să ne așteptăm? Adică stăm cu ochii pe magazine să scadă prețurile? Probabil că se vor ieftini produsele primare doar pe perioadă sezonieră, însă nu cred că în general vom simți reduceri de preț. Iar cine spune că azi poate să controleze prețul în piață într-o economie liberă, cu ghilimelele de rigoare, pentru că ea de fapt este monopol pe anumite sectoare,
Nu cred că putem să credem, așa ceva. Poate doar cineva care nu înțelege economie sau care nu este de specialitate, dar ar trebui totuși cineva să-i atragă atenția domnului premier că aceste lucruri nu se pot întâmpla de azi pe mâine și asta implică o chestiune foarte serioasă. Exact ce spunea domnul Negrescu mai devreme, pe fonduri europene și pe investiții de birocratizare, eu am avut de câteva ori și nu de puține ori, de chiar de multe ori, ocazia să mă întâlnesc pe aceste subiecte cu decidenți europeni și de fiecare dată când am spus de birocratizare, asta nu înseamnă că Bruxelles nu are birocratizare, dar are și el, dar de fiecare dată ne-au spus, zice, e problema statului membru. Voi, prin autoritățile de management, trebuie să reglementați acest lucru. Știți care e diferența între Ungaria, Polonia și România Ungaria și Polonia pe de o parte și România pe de altă parte pe fondurile europene? Ei merg de la scrierea proiectului până la implementarea proiectului și plata tuturor ratelor de rambursare alături consultanții de beneficiari. În România se scriu proiecte pe bandă rulantă de către consultanți, iar beneficiarul nu poate duce la îndeplinire din cauza birocrației. Și atunci cred că ar trebui schimbat profund această regulă și consultanții să fie alături de beneficiari până în ultima clipă, până la ultimul leu sau cent plătit din aceste fonduri. Mulțumesc mult! Audierile continuă în Parlament, dar sunt cât se poate de formale. Toți miniștrii cabinetului Ciolacu primesc avizele pe bandă rulantă. La această oră, domnul Budăi și doamna Turcan sunt în fața comisiilor de specialitate. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Este una dintre întrebările acestei zile. Va primi sau nu cabinetul Ciolacu votul UDMR, partidul exclus, partidul care a rămas pe din afara guvernării? Avem o legătură telefonică directă cu domnul Laurent Antal, este deputat al UDMR. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Să rămână senatorul UDMR. Senatorul UDMR, ce veți face până la urmă? Veți sprijini acest guvern, îl veți vota sau nu? Da, Sărăuna, încă o dată și vă mulțumesc pentru invitație. Acum este în plină desfășurare audierea miniștrilor care vor forma următoarea coaliție, următorul guvern. Noi ceea ce am decis că mergem pe vot individual și votăm miniștrii despre care considerăm că o să aibă capacitatea să conducă ministerele respective, eu fiind și președintele Comisiei de Energie și membru în Comisia Economică și Industrie din statul României, am participat la două audieri, am audiat pe domnul Radu Oprea, l-am și votat propunerea pentru Ministerul Economiei și l-am audiat pe domnul Sebastian Burduja și l-am și votat. Acum, bineînțeles, noi întotdeauna de votul final în plen ne vom reuni grupurile noastre parlamentare și vom lua decizia finală, dar exact cum a declarat președintele UDMR Calemea Hunor, domnul vicepremier, este extrem de greu ca să dai un vot pe un guvern din care nu faci parte. Dar, bineînțeles, această decizie se va lua în grupurile noastre reunite înainte de votul din plen. Bun, înțeleg că n-ați luat încă decizia finală, dar este foarte posibil, în logica despre care ați vorbit, să nu votați acest guvern. De ce ați votat totuși pe miniștrii în comisie? V-au convins ca profesioniști? Deci, încă o dată, eu personal și pot să vorbesc în numele meu, bineînțeles și cu colegii în comisiile unde am făcut audierile de vorbire, am votat cu toții pe respectivii candidați, adică pe domnul Burduja și pe domnul. Eu sunt, de exemplu, cu domnul Oprea de mulți ani, am avut și multe inițiative legislative comune, știu capacitatea domniilor lui și știu și ce a putut să facă când a fost ministru al IMM-urilor și a mediului de afaceri. Deci era pur și simplu un vot pe persoană și nu era un vot neapărat pe lista întreagă sau formatul guvernului. Și asta este extrem de important de menționat, dar încă o dată, ca să scurtăm partea asta, o să ia decizia finală UDMR-ul la grupurile reunite înainte să aibă loc votul din plen pe guvern.
O ultimă întrebare, domnule senator. Acum că s-au tranșat lucrurile și sunteți oficial în afara guvernării, cine credeți că poartă responsabilitatea acestei decizii mai mult? PNL sau PSD sau a fost o decizie comună? Doamna Miria, că povestea e în felul următor și nu mai are rost să intrăm în speculații pentru că acest tren, vorba aia, a plecat. Noi am dat dovadă de flexibilitate foarte clară. Primele noastre declarații au fost clare, că nu ne ridicăm de la masa negocierilor și că nu vrem să ne ridicăm de la masa negocierilor, dar am spus că fără Ministerul Dezvoltării nu putem să mergem mai departe. Ni s-a spus, sau haide să spun mai dur, am fost acuzați că nu dăm dovadă de flexibilitate. Iată, am dat dovadă de flexibilitate după ce am primit oferta privind Ministerul Energiei și Ministerul Mediului. Deci am renunțat la Ministerul Dezvoltării. Președintele UDMR a convocat de urgență Consiliul Permanent, unde a primit susținere în vederea acceptării acestei oferte, în speță Ministerul Mediului și Ministerul Energiei. Iar noi, când am ieșit, președintele UDMR, când a ieșit și a spus că am fi de acord cu această propunere, atunci au început să spună că de fapt nu mai e, că PNL-ul nu mai renunță și așa mai departe. Nu mai are relevanță să detaliem prea mult. Este clar că s-a dorit a nu mai face parte din arcul guvernamental UDMR-ul. Asta era decizia. Noi am dat dovadă de flexibilitate, noi am dat dovadă de consens, noi am dat dovada că da, vrem într-adevăr stabilitate politică și vrem ca această țară să fie guvernată în acea fel încât partenerii noștri PNL-PSD sau foștii noștri parteneri PNL-PSD din coaliție să dorească și ei la fel acest lucru. Laurent Dantal, senatorul UDMR, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc că audierile miniștrilor cabinetului Ciolacu sunt în desfășurare în camerele în comisiile de specialitate din Parlamentul României. Domnul Budăi răspunde întrebărilor parlamentarilor. Domnul Budăi, care a rămas titularul Ministerului Muncii. Revenim și noi după o scurtă pauză. Faptele șefului Unifarm, cel care în pandemie a cerut o mită de peste 700 de mii de euro, au fost astăzi albite. El a primit un an de închisoare cu suspendare, deci se poate. E unul dintre subiectele despre care discutăm de la ora 14. Vă aștept!